găsit. Am întârziat puțin fiindcă m-au sunat de la UNPR, ci că ei nu pot merge cu metrou așa cum fac liberalii, fiindcă în fața metroului nu pot pune o mașină de poliție și două motociclete. Dar aș vrea, președintele PNL Sibiu, deputatul Mircea Cazan, s-a pozat în metrou bucureștean, spunând că este pentru prima oară când circulă cu acest mijloc de transport în capitala României și că este plăcut surprins. Desigur, nu știm dacă și metrou a fost plăcut surprins, dar... Mircea Cazan este unul dintre cei mai bogați parlamentari ai țării. În urmă cu ceva vreme, ziarele scriau despre prima mașină 100% electrică din Sibiu, care îi aparține și despre care se spunea că ar fi vrut să o vândă și să-și cumpere tot ceva electric. Poate și-a cumpărat metrou ăla, nu ne-am gândit, vezi? Se vede că vin alegerile, sincer, unii se pozează cu metrou, alții cu bicicleta. Eu știu câțiva pe care abia aștept să se pozeze cu dricu, dacă... Da. Dar, dragilor, pe polițiștii a apucat hărnicia, au făcut o razie împotriva hoților de lemn, l-au orlat gura râului și poplaca și l-au prins, doamnelor, domnilor, pe Il Capo di Tutti Capi, un tânăr de 24 de ani care transporta 5 metri cubi de lemn fără documente de proveniență. Vigilenți, nimic de zis, dacă de pe raza a 3 localități cu dita mai pădurile au prins pe 1, e mare lucru. Pe de altă parte, trebuie să înceapă și ei de undeva. Am înțeles că în controlele următoare au să fie vizați toți cei care au în buzunare cutii cu chibrituri fără acte de proveniență, fiindcă și chibriturile sunt tot din lemn, apoi au să fie verificați toți cei care au un picior de lemn, să vedem, domne, de unde l-au ăia, și abia la sfârșit, dacă mai rămâne timp, o să fie verificat și aia cu tirurile pline cu lemne. Poate vă uitați și pe la etajul întâi prin inspectoratul de poliție, că și acolo sunt unii bâtă, bâtă, bâtă. Dragilor, apropo de păduri, mai bine de 10 organizații non-guvernamentale au semnat o scrisoare deschisă împotriva organizării unei competiții off-road în zona Măgura, Ciznădie. ONG-urile speră să îl determine pe președintele Consiliului Județean și pe primarul din Ciznădie să împiedice desfășurarea evenimentului care, în opinia lor, ar distruge mediul. Se strică potecile, se distruge vegetația, poluează, se sperie animalele și te trezești cu ele prin cartiere sau prin politică. Bunicuța Scufiței Roșii și-a pus termopane, că nici ea nu mai suportă zgomotul de motoare aici. Alo, serios acum. În orice țară, chestiunile astea se întâmplă într-un cadru ultra-reglementat. La noi, în păduri, trebuie să ai grijă. Sunt mai mari șanse să te calce motorul decât să te mănânce ursul, vă spun. Bun, doamnelor și domnilor, se zvonește că tăierea arborilor foarte înalți va fi permisă doar pentru a-i face ei tocuri cui. Raluca, doamnelor, domnilor! Bun venit! Da, eu vreau să răspund la spectatorilor că deși de obicei ținută este furnizată în magazinele Ancas, astăzi încălțările sunt furnizate de direcția silvică. Desigur, glumim. Ne puteți scrie, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de Facebook și ne puteți viziona online pe canalul de YouTube. Nu mai pierdem vremea. Astăzi, în câteva momente, o să ne întâlnim cu o mică parte dintre sportivii de la Puma, iar ceva mai târziu vom discuta despre cea mai recentă apariție editorială semnată de profesorul Corneliu Bucur. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Riga. Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botez vrea Sibiu, capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Aveți probleme cu ochii?
De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. S-au întors tocmai de la campionatul european. Sunt alături de noi împreună cu antrenorul Alin Lazurca, Marius Dancu și Emanuel Matei. Felicitări pentru performanța amândorora. Bine ați venit. Alin, cum a fost la campionat? Greu. Da? Greu a fost. Pentru că am plecat vicecampion mondial. Am plecat de la... Din primăvară am fost vicecampion mondial și vreau să ajungem măcar la aceeași rezultat și aici. Ce ne-a împiedicat? 7 medalii de argint, care trebuia să se transforme măcar 3 în aur. Deci de ce trebuiau... Am pierdut pe ultimele sute de metri sau în ultima zi am pierdut niște medalii pe care eram foarte sigur la probele de spargeri și de speciale. La limită, foarte, păi foarte aproape. Păi da, așa bine în clasament după primele 2-3 zile, dar erați foarte optimiști. Am înțeles că, deși erați undeva, nu unde vă dorea sau unde am discutat că ați putea fi, da, noi eram probele noastre erau spagele și specialele pe care eram foarte siguri pe ele și mai ales în ultima zi știam că vin echipele, știam că Italia avea 7 medalii, noi aveam 5 în prima zi și puteam să mai luăm lejer 6-7, ne făceam nesocotelile, deci ajungeam chiar să ne batem cu polonezii pe locul 1. Dar în ultima zi Polonia a câștigat, ne-a luat cam toate medaliile. Bun, foarte bun. Buni, da, întotdeauna. Polonezii sunt cei mai buni din lume. Dar au, Dumnezeu, au o tradiție din anii 80. Fac taekwondo este introdus la ei în cluburi școlare. Nu te-ai fi gândit, știi, la o țară fostă comunistă să sunt foarte aibă bine încă dinainte de schimbările de regim să aibă genul ăsta. Dar sportivii noștri, pun o întrebare poate nepotrivită și îi rog pe ei să mă scuze dacă îi lezează cumva. Au avut o zi mai puțin bună, ultima zi în care voi vă așteptați ca lucrurile să fie bune sau ei au fost? Nu, asta depinde de momentul acela, de noroc, ghinion, sunt niște plăci, de exemplu, la spargeri, sunt niște plăci. Polonezii ne-au luat o medalie la o placă crăpată. Să înțelegeți, sunt la fiecare probă 2 sau 3 plăci. Deci unul dintre polonezi a crăpat. Sportivii noștri au făcut tot ce au putut, da, și au fost așa cum îi știați. Da, bineînțeles, bineînțeles că s-au motivat, toți optimiști și motivați. S-a întâmplat, deci a fost o întâmplare, nu a fost o nepregătire sau... A fost o întâmplare aici. Bun, una peste alta, revenirea în țară, ia că te vedeți cine astră la gâtul lor, revenirea în țară s-a făcut tot cu medalii. Nu? Da, bineînțeles. Pe clasamentul general am ieșit pe locul 5 la o diferență de, am spus, 3 medalii de aur ne ajungea pe locul 2, o medalie de aur ne ajungea pe locul 4. Câte țări participă la campionatul ăsta? Acum au fost 25, cred. 25-26. Să vii pe 5 din 20, adică nu cred că poate cineva să spună am egalat recordul spunem de anul trecut că am ieșit pe locul 5 european, cel mai bun rezultat de până acum în taekwondo românesc, plus vicecampion mondial anul acesta. În lotul care a plecat din România au fost împricinații din această seară de la Puma. Da. Au fost și alții, nu? Și au fost și alții mieni. Au reprezentat și Dorian Neagu și Andreea, nu știu, de la clubul Horang. De la Horang. Florin Băluț au fost cu noi în lot și Florin Băluț, antrenor alături de mine, antrenorul lotului. Au contribuit foarte mult și Dorian Neagu și cei doi de la noi au contribuit la medaliile obținute și la echipă și la individual. Au fost... Adică Sibiu este bine reprezentat în taekwondo. Păi evident că e bine reprezentat atâta vreme cât mergi la campionat european cu echipă... Cu 4 sportivi din Sibiu. Da, cu echipă formată din sibieni într-o mare pondere. Marius Dancu, locul 2 la spargeri meritați, Emanuel Matei, locul 3 la Tul. Cum a fost pentru voi? O curiozitate, scuză-mă înainte. Unde s-a ținut? În Scoția. Aici la noi, lângă Avric. Da. Cum a fost? Oricum, concursul acesta a fost oricum
diferit de ce e în țară. Tot de timpul ce? E. Păi, organizare, tot. A, nivelul. Nivelul. Nivel. Bineînțeles că sunt doi pe fiecare categorie selectați din fiecare țară și atunci nivelul este foarte ridicat. A fost prima oară când ai dat nas cu un astfel de, de nivel? Nu, am fost și în primăvară la campionatul mondial, unde a fost mai bine. A fost mai bine, este? Da. Ok, cum a fost pentru tine? Pentru mine a fost o experiență nu chiar nouă, dar am avut a doua, a treia șansă și de data asta am reușit să obțin și o medalie. Deci ți-a fost bine una peste cealaltă. Da. El a intrat în medalie prima dată la proba de tul. De ani buni, echipa României n-a mai luat medalie la tul și avem mari speranțe cu el. A ieșit locul 3 din 46 parcă de sportivi și la campionatul mondial a ieșit pe locul 5 chiar înainte de medalie și a mai pierdut o dată cu un campion la Cupa Europei anul trecut. De câtă vreme faci taekwondo? Am început al 8-lea an. Mulți înainte, tu? Eu al 9-lea. Sunt cei mai vechi sportivi ai noștri. Din încă 2008. Juniori, înțeleg, dar în curând cred că se schimbă lucrurile. Sunt juniori, mai au. 2 ani. Eu un an și puțin. Ei au crescut cu noi, cu clubul nostru. Au fost primii copii care au venit la club. Și de asta noi avem acum juniori. Ei o să crească, o să ajungă seniori. Și din spate vin copiii care o să treacă la juniori. Și cred că o să vină mulți copii care o să treacă la juniori și o să ajungă și ei în lotul național. Nu așa vă lăsați vreunul dintre voi. Dacă ajungeți la un alt nivel. S-au mâncat atâția ani, nu trebuie să se lasă acum. Deplasările de genul ăsta se fac, nu știu, pe banii lor, pe banii cluburilor, pe banii federației, pe banii cui? O parte din cheltuială este pe federație, pe Ministerul Dintre și Sportului. Nu acoperă tot lotul, dar o parte, să zic, jumătate din bani. Jumătate suportă ei sau clubul, depinde. Am făcut și noi mici eforturi să îi ajutăm. Când mergeți într-o astfel de deplasare, cât a durat? Cât ați stat acolo? 6 zile. Multișor. Pe perioada celor 6 zile ei continuă să se antreneze? Există un spațiu unde se pot antrena? Sunt spațiile de încălzire. Sunt niște săli în care se îngrezi, dar în perioada competiției nu se antrenează. Înainte însă de a pleca, e o perioadă specială, cu antrenamente speciale pentru voi sau pur și simplu normal ca de fiecare dată? Nu ca de obicei când... E mai greu. Sunt cam 2 luni de pregătire precompetițională la fiecare competiție. Înainte cu 2 săptămâni de plecare la Campionatul European sau Mondial se întrunește lotul național. Cred că am avut o misiune chiar după lot sau înainte de lot. Am fost la Baia Mare și am stat 10 zile, toți sportivii din toate cluburile din țară. Acolo ne-am antrenat la o la altă cu 5-6 antrenamente pe zi. Un fel de cantonament, sau da, cum cantonament, să zicem. Da. Pregătirea lotului. Acolo se întâlnesc toți. Și în afară de faptul că ei stau împreună și în altă parte, presupun că și intensitatea antrenamentului e diferită, da, 5 antrenamente pe zi. 5 pe zi? Păi numai asta fac probabil. Da, deci mănâncă antrenament, dorm, iar antrenament. Seara, datorită condițiilor bune de la lot de anul acesta, care ni le-a oferit Baia Mare, avem bazin și spa acolo la hotelul respectiv. Super așa. Da. Și condițiile sunt bune. Mai uite, vezi ce trebuie să mai faceți voi la Fuma, că ați făcut sala, ați făcut aia, un bazin și un spa, dacă rezolvați la Sibiu, l-ați a început să avem o colaborare cu sala de sportare. Și ok. Acolo. Da, corect. Bun. Ce urmează în agenda competițională? Mai urmează ceva sau ține și voi sărbători Cupa în sfârșit? Cupa României avem ultimul eveniment din anul acesta mare. Când este 2 săptămâni la Oradea. La Oradea? Da. Participați și voi? Da. Mă gândesc că mai trebuie ușor ca dincolo. Trebuie acum să participe pentru că de anul acesta s-au schimbat un pic regulamentul de selecție în lot și trebuie să participe la Cupa României și naționale. Se face un punctaj și în funcție de rezultate care le au la europene mondiale. Câți vor fi în total de la Puma, aproximativ? 20 trebuie să mergem. Dar o să fie și de copii și de juniori. Avem anul ăsta, adică la campionatul acesta, avem o grupă frumoasă de juniori. Am văzut acum în sală că eu îi pregătesc și avem o grupă care n-am prea avut până acum juniori. Acum avem 6-7 juniori. Excelent. Cu ce ne gândim că o să ne întoarcem? Am avut o vădă că socoteala de acasă nu se prea potrivește. Nu se potrivește, dar întotdeauna noi suntem optimiști și eu cred că o să luăm cel puțin la copii locul 1. Poate și la juniori o să ajungem. Să dea Dumnezeu să se întâmple și să ne... Cu cine ne batem pentru locul întâi la juniori? La juniori, cred că Dragonul Baia Mare au mulți juniori.
sunt Clujul. Liga de Est. Văd că sunt mai mulți care aspiră. Evident, sunt cluburi puternice. Asta e competiția. Foarte bine că se întâmplă așa. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Marius, Emanuel, felicitări încă o dată pentru această. Dar spune-mi, o curiozitate. Titlurile astea sunt doar o strângere de mână și o medalie sau primești ceva? Primesc, sunt premiate de Ministerul Studenților. Primești ceva? Da. Foarte bine, măcar atâta că meritați. Mulțumesc pentru prezență încă o dată. Dar, domnilor, luăm o scurtă pauză și în câteva momente vorbim despre cea mai recentă apariție editorială semnată de profesorul universitar Cornelin. Doamnelor și domnilor, este din nou alături de noi și îi mulțumim pentru asta, mai ales că nu a venit cu mâna goală, a venit cu cel mai recent volum al său. Este deci alături de noi din nou profesorul Corneliu Bucur. Mulțumesc pentru întâlnire, domnule profesor. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Telespectatorii cu siguranță își aduc aminte de războaiele de astea trecute. Războaiele de astea trecute. Prezente și viitoare. De cele trecute cu siguranță își aduc aminte, iar dacă nu își aduc aminte, au ocazia să lectureze probabil în rezumat aceste războaie în două volume trecute. Războiul meu pentru reformă e primul, nu? Da. Apoi Războiul meu pentru democrație este al doilea. Și în fine, nu știu, cel din urmă? Nu cel din urmă, nu. El al treilea, fiindcă a devenit o tetralogie. Ok. Cel de-al treilea, deci, Războiul meu pentru moralitate în politică și excelență în cultură. Numai bine avem de vorbit. Aș vrea însă, înainte de toate, să spun că la sugestia domnului profesor am aprins o candelă pe acest birou. Cred că înțelege semnificația, nu știu dacă e necesar să o detaliem. Fidelizarea memoriei. Domn profesor, moralitate în politică? De asta credeți în așa ceva? Da. Cu putere și strada revendică exact acest deziderat fără de care nici conceptul politic nu poate fi acceptat în societatea modernă pretins democratică. Pentru că ceea ce noi trebuie să reconsiderăm a fi politică este exercițiul în interesul cetății. Etimologic, politica vine din grecescul polis, politis, cetate. A face politică însemnează a te pune în servitutea cetății. De la teoria servind la practică, interesele publice. De câte ori ați dumneavoastră, nu m-ați întrebat dacă în practică poate fi acceptată moralitatea în politică și mai ales în practica românească. Ci m-ați întrebat generic dacă eu consider compatibilă politica cu moralitate. Și este compatibilă. Ați făcut nu politică. Este încă, dar trebuie să devină cu necesitate dacă vrem să avem o altă țară. Nu vă cer nici procente, nici nume neapărat, dar o opinie generală. Ați întâlnit oameni moralmente corecți, oameni de calitate, în politică, ați făcut politică atâția ani, ați fost parlamentar. Ați întâlnit oameni da. De calitate în politică da. Românească? Toți cei umili care nu dețin funcții de putere mi s-au părut a fi oameni modești, morali, cu sentimente sincere de devoțiune față de societate și față de binele public, dispuși la sacrificii dintre cele mai semnificative pentru condiția umilă de simplu cetățean. Unde sunt ei astăzi? Păi ei au rămas în condiția aceea pentru că vâltorile, iar la noi este o vâltoare de 25 de ani care pare a se termina în aceste zile, vâltorile au ca efect scoaterea la suprafața gunoaielor. Dacă vreți, a impurităților, dacă vreți, a non-valorilor, dacă vreți, a imposturii. Și atunci, dacă discutăm despre ce este politica la nivel de vârf astăzi, descoperim că în spatele inițiativelor, legilor, voinței și dictatului politic din 25 de ani este un dispreț suveran pentru popor, un interes arivist, mercantil, de înavuțire peste măsură și dincolo de orice rațiune, chiar de autoconservare. Cum am ajuns aici? Simplu. Noi în moment... Nu i-am văzut? Simplu. Nu simplu, i-am văzut? Simplu. Și cele trei volume descriu exact și fidel modul în care s-a instaurat în societatea românească acea realitate astăzi reclamată și combătută de o țară întreagă, cei care au ieșit în stradă, dar în spatele lor și alături de ei sunt familiile lor, cunoscuților, prietenilor, care din anumite motive încă nu au ieșit. S-a ajuns aici prin faptul că noi am considerat ca un act de la sine împlinit instaurarea democrației în momentul când a dispărut dictatura. Și toată lumea a așteptat în mod reflexiv și autoindus ca democrația să respire prin toți porii societății.
Am sperat ca după ce am avut acea condamnare fără judecată a dictatorului și a soției sale și după ce am incriminat destul de timid vechiul sistem dictatorial, să se fi înțelepțit lumea, să se fi speriat cei care doreau cariere politice, să fi deslușit că viitorul națiunii ține de trecerea cu adevărat de la dictatura la democrație. Ori lucrurile nu s-au întâmplat eram așa. Eram naivi sau proști? Nu, eram naivi. Pentru că naivitatea adusă la extrem conține și o stare de inapetență pentru realitate. Dacă vreți, o putem numi prostie. Dar prostia este cea genuină de la natură, te dotează genetic, da? Natura cu mai puține calități, sau este o prostie vis-a-vis de o inocență absolută cu privire la incapacitatea de a sesiza realitatea? Nu, și în 20 și atâția de ani n-am văzut niciodată. Ba da, am văzut, dar pe noi ne-au... Sau n-am văzut suficient de mulți. Nu, pe noi ne-au dictat în cei 25 de ani și din punctul ăsta de vedere consideră complice toată societatea civilă la tot ce s-a întâmplat și ca tare consideră că vinovăția este generală în procente diferite. Faptul că în cei 25 de ani, după o opresiune care a intervenit până la nivel molecular familial, fiecare cetățean a crezut că a venit momentul să se intereseze exclusiv de propria lui soartă. Nici nu pot fi condamnat. Nu, n-am spus asta. Da, era legitim și era până la urmă în logica firească a dezvoltării noastre biologice și sociale. Și simțiți acum că a venit momentul schimbării, că acesta este momentul în care lucrurile vor fi altfel? Acum nu mai simțim, acum ni se demonstrează prin puterea de strigare în stradă a revendicărilor și adevărului că toată lumea din țară a ajuns la sentimentul și la certitudinea că s-a ajuns chiar mult prea departe față de un nivel de toleranță cât de cât acceptabilă și că dacă nu se va înțelege în aceste zile, la toate nivele, începând cu președinția României, că este nevoie de resetarea a tot ceea ce însemnează viață politică, clasă politică, act de guvernare, parlament al României, concepția de legiferare în interesul public, nu în interese private și de gașcă, atunci România va intra într-un haos de care nu ne va mai scoate nimeni. Domn profesor, politicienii, și mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu Mircea Cazan și i-am spus exact același lucru, politicienii defilează exact cu genul ăsta de sintagmă. Dom'le, să resetăm, să dăm de la zero, să vină anticipate. Domn profesor, la anticipate, ei vor fi. Eu nu vorbesc de politicienii care au compromis chiar și cariera politică, chiar și statutul de politician. Toți cei care mai au o urmă de demnitate individuală, cu atât mai puțin de demnitate colectivă la nivel de partid, ar trebui să se analizeze din perspectiva vinovăției enorme pe care o au față de ce se întâmplă în România astăzi, față de acuzele care se aduc, e un proces public în stradă la ora actuală, și cei care mai au acest act de demnitate să se retragă. Și credeți că o vor face? Eu nu cred că o vor face, dar sub presiunea străzii și cu amendamentul că așa cum a decis voința publică, care devine o energie, o energie dincolo de puterea noastră de percepție socială, această energie va impune până la urmă voința care este a națiunii împotriva unor voințe individuale sau de partid. Așa cum a plecat domnul premier, acoliții săi și vor mai pleca mulți din cei care au fost alături, așa vor pleca și din structurile de partid cei care poartă vinovăția în cea mai mare măsură a ceea ce s-a întâmplat în societate. Credeți că au plecat din demnitate? Da, asta e frumusețea dialogului nostru, de când ne cunoaștem. Eu vin cu toată inocența mea și cu toată speranța mea că altă cale de rezolvare a viitorului României nu există. Cu asta sunt de acord. Da? Și că în cele din urmă voința populară va schimba toată scena politică, eliminându-i pe toți cei care n-au înțeles că datorită lor suntem aici. Mie mi-e teamă să cred altceva. Mie mi-e teamă să cred că inclusiv demisia domnului premier face parte tot dintr-un joc politic. Dar fără doar și poate. Mi-e teamă să cred fără că, doar de fapt, dacă se ambiționau puțin, nu se întâmpla nimic, puteau să rămână în funcție, mai ieșeau oamenii în stradă 4 zile, 5 zile, o săptămână și se încheia, domnul profesor. Adăugați la ce credeți dumneavoastră și la temerile pe care le aveți, naivitatea lor, în ghilimele inocența, cum că strada se va domoli în momentul când ei vor pleca. Ceea ce se întâmplă în România și ceea ce reprezintă fluxului marin sau oceanic, da? Cu reverberații puternice și care au forța să dureze atâta timp cât nu se rezolvă problema diagnosticării exacte a stadiului de îmbolnăvire a societății și a găsirii remediilor.
împreună cu cei care poartă la ora actuală, sub sceptrul domniei lor prezidențiale, da, destinul României. Nu se joacă interese de partid la ora actuală în România. Domnul Iohannis nu are în mână cărțile prin care să salveze oricare din partidele plăcute și dorite de domnia sa în sensul de a deveni viitorul guvern al meu. Nu. La ora actuală se joacă destinul viitor al României și generațiile care au înțeles că ele sunt cele de care depinde viitorul lor și de-aia au ieșit în stradă și de-aia au rămas în stradă și de-aia cred că vor rămâne în stradă până la soluționarea radicală a marilor probleme ale societății, asta dejoacă sentimentul lor obscur cu privire la faptul că niște demisii rezolvă lucrurile. Ați văzut care a fost reacția intuitivă a tuturor celor din stradă? Nu ne împăcăliți și nu ne mințiți și nici nu ne demobilizați cu două demisii. Ce n-am înțeles însă este felul în care președinția, autoritățile, mă rog, care ori mai fi, se raportează la acea stradă ca la o masă organizată. Președinția i-a chemat la dialog. Pe cine, domnul profesor? Că a fost o acțiune spontană. Oamenii au ieșit fără să aibă un lider, fără să aibă niște exponenți. Cu cine să aibă președinția dialogul ăsta? Toată lumea resimte necesitatea în momentul acesta, dacă discută rațional despre semnificația momentului și a evenimentelor care se desfășoară public în societate, resimte necesitatea organizării acestei mișcări. Apariție liderilor. Dar așa cum mișcarea aceasta a apărut de o spontaneitate aproape neverosimilă pentru starea de inacțiune și de placiditate la nivelul întregului organism social, nici noi nu putem aștepta că în 2-3 zile să se rezolve. Dar eu vă asigur că în zile imediat următoare se va așeza acest tumult, se va liniști și își vor alege liderii în ciuda dificultăților noastre ancestrale de a ne organiza. Numai noi nu suntem un popor care să coagulăm și să ne organizăm la nivelul exprimării prin câțiva lideri a voinței publice. Numai să fie o opțiune și transparentă și normală, fiindcă vă readuc aminte în urmă cu 25 de ani, atunci când România de asemenea era într-o stare de tulburare totală, au apărut lideri gen Ion Iliescu, Silviu Brucan, Ilie Verdeț. Din partea dumneavoastră, și vă fac un compliment, mai puțin decât din partea oricărui interlocutor al meu din Sibiu, nu cred că dumneavoastră sunteți la ora actuală predispus să analizați situații omologe între ce s-a întâmplat acum 25 de ani și nu le analizez. Societatea românească de astăzi a devenit atât de rațională și responsabilă și de decisă să-și ia destinul în propriile mâini, încât este incomparabilă cu cea care a fost acum 25 de ani. Mă gândeam la faptul că ar putea fi confiscată și genul ăsta. Sub niciun motiv. Această stare. Sub niciun motiv. Se încearcă inducerea pe o cale voită a fluxului de energie populară. Acceptați o temă, mi se pare foarte important să discutăm despre ea dacă veți fi de acord, înainte de a ne întoarce la volume. Inclusiv în mesajele din stradă a apărut biserica, în cuvintele lor zic. Întâi a apărut public întâiul Bisericii Catolice care și-a cerut scuze la un moment dat, apoi târziu, foarte târziu ar spune alții, a apărut și Preafericitul care și-a cerut scuze. Unde vedeți, aveam o discuție cu părintele Constantin Necula care părea că vede un complot împotriva Bisericii Ortodoxe, instigator și așa mai departe. Cum vedeți toată această situație și apariția din nou, că nu e prima oară, a numelui Bisericii Ortodoxe Române în nemulțumirile oamenilor? Ceea ce se întâmplă în aceste zile și expresia de voință a celor din stradă reprezintă hârtia de turnesol care developează adevărata stare de realitate și de atitudine și de înțelegere a raportelor dintre populație și instituții, indiferent care sunt ele. Una din instituții este biserica. Da? A nu se face niciun moment confuzie între credința religioasă și biserică. De acord. Ca instituție. Instituția este reprezentată în primul rând prin persoane cu demnități oficiale în interiorul structurii instituționale și în mod special cu cele aflate la vârf care prin comportamentul și atitudinea lor directă și personală pot să determine niște mișcări extraordinar de puternice și de atitudine cu privire la raporturile de astăzi, din acest moment, între lume și biserică. În fața morții, indiferent că este vorba de o persoană sau de 32 de persoane, reacția pe care o așteaptă o lume de credincioși și de evlavioși este aceea pe care adevărata credință o propagă de 2000 de ani, care însemnează iertare, iubire
și cuvinte de condolențe și compasiune pentru cei dispăruți. De asta ați văzut atitudinile astea, trei? Eu nu le-am văzut și de aceea vă și explic ce cred eu că reprezintă la ora actuală conflictul care s-a născut și care se va adânci între instituția bisericii și masa de credincioși. Nimeni nu te iartă dacă intri în curtea îndoliată, în casa îndoliată și în loc să ai cuvinte de compasiune în fața familiei pentru cel dispărut tragic și fără să aibă nicio vinovăție, să ai cuvinte prin care te dezici de vocația lui artistică, de repertoriul lui, de vârsta lui, de elanul tinereții, etc. Nimeni nu te iartă. A fost o expresie, a fost un comportament, a fost o atitudine și a fost o ieșire în public de o asemenea inadecvare, încât nimic ce spui după aceea sub formă de iertare, de scuze, știți că m-ați interpretat greșit când m-am făcut înțeles, da. Nimic dar nu mai șterge. Scuzele erau aia. Nimic nu mai șterge. Din potrivă, da. Lucrurile se adâncesc din ce în ce mai mult. Deci, la ora actuală, România este în fața developării marilor crize din societatea românească și una dintre ele este criza de credință adevărată. Înmulțirea zidurilor de biserici, înălțimea catedralelor, înmulțirea mănăstirilor, schiturilor, etc., nu spune adevărata credință, ci este expresia de dominație exterioară prin instrumentele puterii ale instituției față de enoriași. Gândiți-vă că în spatele fiecăruia din acest, cu excepțiile de rigoare, nu spun, da? Există și o relație de patronaj, inclusiv material, nu doar spiritual, cu privire la relația dintre contribuabil și beneficiar. Dar într-o asemenea situație, cum este o tragedie care a ultrajat o lume cu privire la cauzele care au creat-o și care a înmărmurit o națiune cu privire la atitudinea ierarhilor față de cei care au dispărut, da? Aceasta pune într-o altă ecuație relația de viitor dintre cei care cred cu adevărat, au o credință manifestă, sunt la biserică, se roagă, rugăciunea este elementul de însănătoșire zilnică a fiecare dintre noi și atitudinea și comportamentul pe care îl au relații. Despre asta merită să discutăm. Și dacă ei nu vor înțelege că atitudinea lor, pe care nu vreau să o caracterizez, dar o înțelege toată lumea, până la urmă, de indiferență, ca să nu spun de dispreț față de suferință, asta îi va aduce într-o situație pe care nici nu au gândit-o, în sensul îndepărtării oamenilor față de serviciul oficiat de preot, nu față de divinitate. E nevoie de o reformă? Absolut. Numai că reforma, din punctul meu de vedere, și am spus-o în primul volum, în care am spus, primul volum s-a numit Războiul meu pentru reformă. Și atunci, în 1996-2000, ca senator, am descoperit, înspăimântat și ultrageat, că cei care nu vroiau, sub niciun motiv, să facă reforme, erau guvernanții României. Adică cei pe care poporul i-a ales și în care și-a pus toată nădejdea că vor reforma societatea. Pentru mine, ca istoric, atitudinea lor în frunte cu ministrul culturii de atunci a fost atât de șocantă, pentru că eu am înțeles că ieșirea dintr-un sistem de dictat politic al unui singur partid și tranziția spre o societate democrată nu se poate face decât prin reformarea vechiului sistem. Cu tot ce însemnează reformă structurală și de sistem. Și când am constatat că de fapt nu se dorea nici măcar reforma instituțională, structurală de sistem, dar emite reforma morală și de valori, în momentul acela mi-am dat seama că am intrat pe un tunel întunecos care nu ne va duce nicăieri. Și am scris primul volum, Războiul meu pentru reformă. A urmat al doilea volum în care am rămas după 11 ani de combatanță pe baricadele societății civile, ieșind din viața de partid din 2000, și am descoperit că, de fapt, reforma nu se face pentru că noi nu avem o autentică democrație și că pericul cel mai mare în România este instalarea, onctuoasă chiar, a elementelor oligarhice, care însemnează nu ceva jignitor. Oligarhie vine din grecescul oligo, care însemnează puțin. Deci dictatura celor puțini împotriva celor mulți. Și asta a fost al doilea volum. Războiul meu pentru democrație, în care am demonstrat de data asta de pe baricadele cetățeniei civile faptul că nu dorim o democrație și că în România este o falsă democrație, da? Și am ajuns în cele din urmă la cel de-al treilea volum, care reprezintă atitudinea mea față de fenomenul sociopolitic din Sibiu, din ultimii 4 ani, da? Vis-a-vis de ce e mai nociv și care dă explicația de ce n-am făcut reformă și de ce n-avem democrație. Pentru că toată clasa politică din România
este definită prin amoralitate, nu doar prin imoralitate. Sunt mulți care sunt imorali, dar cei mai mulți sunt amorali. Cu alte cuvinte, nici nu se raportează la conceptul de moralitate. Pentru ei, singura rațiune a deținerii puterii, da, este să-și satisfacă interesele egoiste. Plotin spune așa, un mare gânditor din Antichitatea Greacă, el spunea, cunoști cu adevărat, nu, valoarea unui om politic este ceea ce face el cu putere. Analizând într-o asemenea perspectivă, un asemenea adevăr, ce au făcut toți cei care au deținut putere, indiferent de culoare? Că culoarea, până la urmă, știți foarte bine că a devenit o fantoșă, da? Toți cei care au deținut puterea, întrebați cum s-au raportat la putere pentru binele public. Întrebați cu ce avere au intrat în funcțiile pe care le dețin și cu acea avere ies, dar cea reală, cea împărțită pe la toate neamurile, cea dosită în toate felurile, cea, mă rog, trimisă și prin conturi străinătate, etc. Și veți înțelege că România nu și-a făcut reformele, v-am răspuns la întrebarea, trebuie o reformă, inclusiv în domeniul, dacă vreți, ecleziastic, cea mai importantă reformă care trebuie făcută este de moralitate. De asta spuneați la un moment dat, să nu facem analize între acum 25 de ani și atunci. Nu, nu putem omologa. Ok. Analize trebuie făcute. Ok. Probabil marea diferență între ceea ce s-a întâmplat atunci, fiindcă nici atunci nu se dorea reformă, eu am senzația că nici acum cei din funcțiile cheie nu-și doresc să-și reformeze propriile sisteme, probabil diferența este că suntem mai liberi. Aveți aceea senzație? Da, sigur că da. Și nu, probabil ăsta e marele. Dar nu e singura diferență. Diferența cea mai mare, am încercat să subliniez și până acum, este că am devenit conștienți de faptul că starea de lucruri la care s-a ajuns ni se datorează și toleranței noastre. Și dacă vrem să schimbăm cu adevărat așa ceva, conștienți fiind, unu, de faptul că de noi depinde decizia, doi, că noi putem controla cu adevărat clasa politică, dar o putem controla nu odată la 4 ani la vot, ci o putem controla zilnic, și că fără acest exercițiu de control riguros și moral asupra oamenilor politici, indiferent cine vor fi ei mâine, România, care nu are sute de ani de democrație, nu se poate corija radical, fundamental, decât în aceste condiții. Cu aceste două calități, de conștiență a deținerii puterii și de asumare a obligației de efectuare a controlului asupra clasei politice, da? Și dintre cei care revendică schimbarea lucrurilor de bine, trebuie să se evidențieze și persoane care au calitățile necesare pentru a se angaja în politică și pentru a avea rezultate mult superioare față de cei care au făcut politică până acum. O nouă clasă politică însemnează angajarea reprezentanților de vârf ai societății civile în primele rânduri ale frontului politic. Așa înțeleg eu schimbarea clasei politice. Dacă societatea civilă se va păstra în atitudinea doar de protest vocal și de aglomerație, ca să nu spun masă, informă și fără lideri, chiar dacă au revendicări de ordinul miilor, dar fără organizare și fără planificare și fără control, sunt cele trei elemente fără de care nu funcționează nicio societate modernă în lume. Organizare, planificare și control. Dacă societatea este capabilă de așa ceva, și mai este un lucru. Cred că l-am mai spus în emisiunea noastră. Știți care este carența fundamentală de ordin cauzal a ceea ce se întâmplă în România de 25 de ani? Înlăturarea tuturor oamenilor de mare calitate din viața politică. S-a ajuns la o pletoră de indivizi, de o mediocritate culturală și morală, da? Care se simt confortabil în situația în care n-au pe nimeni lângă ei ca să le spună nu face asta, vezi că greșești. Intoleranța la critică a devenit boala care compromite cariera politică a oricărei persoane în frunte cu președinții României. Valabil și la Sibiu. Nu o să știți ce spunea Voltaire? Voltaire spunea, am avut 9 muze. A 10-a este critica. La noi în societatea românească critica nu este admisă, este cel mai mare păcat. Dacă eu am fost dat afară din toate funcțiile și demnitățile, s-a datorat faptul că eu mi-am asumat în mod conștient și știind pe deplin ce urmează vis-a-vis de cariera mea, de situația mea socială și a familiei mele, eu am înțeles că singurul act de demnitate de după comunism, din partea fiecărui cetățean și mai ales a intelectualilor, este calitatea și capacitatea de a se ridica în picioare și de a spune adevărul. Brătescu Voinești spunea așa la un moment dat, te-ai pregătit să spui tot adevărul? Atunci pregătește-te de suferință. Da? Adevărul la noi în societate nu este admis sau n-a fost admis până la ora actuală.
Când am avut în față un ministru care derapa la, de la tot ce însemnează moralitate și obligații de efectuare reforme, i-am spus în față, domnule ministru, dumneavoastră nu îți ai chemarea. Ești un actor eminent și eu te aplaud ca autor, dar nimeni nu ți-a scris rolul de ministru al culturii să-l joci bine. Și dumneavoastră nu ești capabil să-ți scrii rolul ăsta. Când am avut în față un șef de partid care m-a chemat la el în birou, Petre Roman, și mi-a spus, domnule senator, nu vreți să încetați o dată cu scandalul cu ministrul culturii? Uite, aseară la Znacov, domnul Diaconescu mi-a spus că pui în pericol echilibrul și liniștea coaliției noastre. Și am spus, domnule senator Roman, pe mine, domnule președinte, pe mine m-a chemat pentru cu totul altul să intru în partid și să devin senator. Și eu v-am spus din prima zi că eu de la principiile mele nu abdic. Am avut în față un consiliu județean, m-am sculat de nenumărate ori în picioare, da? Și am spus, greșiți oameni buni, greșiți cu aia, cu aia, cu aia, și când i-am găsit în acte flagrante de corupție, de ordinul a 10 de milioane de euro, le-am strigat în față, corupților. Și știți foarte bine că am publicat o carte de 400 de pagini despre acte de corupție incredibile. Mai puteam fi tolerat acolo, afară. Când m-am sculat în picioare împotriva oligarhilor sibieni, care vreau să construiască un cartier de 3.000 de locuințe, lângă muzeul din Dumbrava, în regim de P+24. Ați trecut pe acolo recent? Poftim? Ați trecut pe acolo recent? Pe lângă șantierul de locuințe, că de el vorbeam. Da, și eu. Nu. Vă spun eu, fabrica nu mai există, e dată jos. Se poate, dar cartierul n-a început și niciun caz nu se va face pentru că este împotriva legii prin care România a aderat la Convenția Peisajului Cultural și Natural de la Florența din 2000. Deci nu se va face. Pe atmosfera din stradă din România la ora actuală nu se vor mai încălca legi în sfidarea interesului public. S-a dorit Acvaland. Unde? Într-un parc natural protejat, unde trebuiau defrișate 40 de hectare. M-am sculat cu toată energia mea combativă și am combătut lucrurile. Mai puteam fi tolerat? Nu. Dar asemenea exemple în societate au fost atât de puține, aproape singulare, încât ele nici pe departe să facă masa critică. Din potrivă, toată lumea a spus, iară ăla cu Gâlceava, dar se mai termină cu nebunul ăsta care tulbură apele. Nu? Și a fost afară din partid, dat afară din instituție, etc., etc. Da, volumul pe care l-am publicat fotografiază cu toată corectitudinea și cu toată responsabilitatea mea developarea societății sibiene în ultimii 4 ani, care s-a înrăit și mai mult, care a devenit și mai opacă la orice dialog cu reprezentanții interesului public. Știți foarte bine că am abdicat din funcția de cetățean de onoare pentru că au batjocorit în așa măsură această calitate încât nu mai eram nu persoana demnă de respect și de prețuire, ci nici măcar parteneri de dialog pe proiecte. Oamenii ăștia în cercul lor de elită închisă și opacă, incapabilă de proiecte de dezvoltare, ci numai preocupată de propriile interese, au considerat că este un pericol major să admită chiar și o persoană, chiar și pe cea care i-au dat însemnele de cetățeni de onoare, să intre în dialog cu ei pe proiecte. Știți care mă tem eu că e pericolul? Că vom ajunge, dacă lucrurile continuă așa, să avem mai mare încredere în forța străzii decât în forța justiției. Și asta mie nu mi se pare normal. Cu toată reverența față de cei de pe stradă. Acum, eu mă simt atât de apropiat de dumneavoastră și de dator față de dumneavoastră, încât mă simt obligat față de câte temeri exprimați astăzi în emisiune. Da, da, sunt foarte temător. Să vă rog să mă invitați mai des, pentru că eu trebuie să joc în primul rând rolul de medic pentru a vă vindeca de temerile dumneavoastră. Eu sper doar că veți reuși. Iar eu revin la ceea ce v-am spus. Calitatea protestatarilor de azi din România este net superioară și responsabilă prin comparație cu tot ce a existat până acum în România. Strada nu va rămâne în faza informă și neorganizată și lipsită de lideri și lipsită de capacitatea de a-și conduce proiectul până la impunerea voinței proprii demnitarilor care vor conduce România. Da? Cu atât mai mult cu cât există, domnul Marcu, există o energie dincolo de puterea noastră de percepție. Citesc de câțiva ani de zile tot ce se publică din perspectiva incidenței fizicii cuantice asupra destinului societății pământene. Da? Cărțile lui Dumitru Constantin Dulcan, de pildă, sunt, da, cu o bibliografie de sute de opere în spate, sunt expresive și convingătoare cu la faptul că fiecare dintre noi venim pe Terra, ne naștem cu un destin personal hărăzit în altă parte.
Și cu atât mai mult destinul unei națiuni, nu ni-l hotărâm numai noi, ci este și destinul de voință al acelei conștiințe universale care reglează ultima celulă vie din tot ce există viață. Și în numele acestei credințe pe care mi-am format-o de data asta științific, cu cercetări și determinări în cele mai mari laboratoare și clinici și instituții de cercetare a vieții de după moarte, eu vă spun că încrederea mea este sporită de faptul că nu vom fi lăsați de izbeliște, ci vom fi conduși exact în direcția în care trebuie ca să ne recuperăm ca popor cu un destin altul decât acela al frământărilor violente și al stagnării și băltirii în non-valoare, în incompetență, în corupție și arivism. Vă mai aștept la tratament. Să mă tratați pe mine, vreau să da, spun. Da, vă rog, eu dau și consultații în particular. A, okay, trebuie să intrăm perfect. În direct în emisiune. Domnule profesor, două vorbe suplimentare despre acest volum. Unde s-a tipărit? Unde poate fi găsit? Înainte de toate, speranța mea este că săptămâna viitoare să-l pot lansa. Voi trata cu cei de la Casa Sindicate, o să-i dăm mâncare din săli și voi găsi modalități de mediatizare. Cred că și prezentarea emisiunii dumneavoastră ar putea să conducă în acest scop, pentru a avea un auditoriu cât mai numeros, nu pentru a îmi valorifica cartea, ci dimpotrivă pentru a face cunoscut oamenilor ce se întâmplă la nivelul celor care gândesc despre ce se întâmplă și despre viitorul acestei societăți. Deci, cartea a fost publicată la editura Carta Grafic din Ploiești, pentru că acolo am găsit o persoană mai disponibilă la tratative și negocieri avantajoase din punct de vedere material. În al doilea rând, are o suprafață de 450 de pagini. În al treilea rând, ca de fiecare dată pe coperta a patra a volumului meu, mi-am îngăduit să extrag cuvintele de maximă laudație, apreciere, etc., formulate de președintele Consiliului Județean. Poți să întreb de ce? Ioan Cindrea. De ce ați făcut asta? Ce anume? De ce ați spus asta aici? Pentru a contrapune afirmațiile și demonstrații din tot interiorul volumului cu opiniile formulate public de acest demnitar. Deci la aniversarea semicentenarului, față de opinia generală din sală, care în mod paradoxal s-a organizat în sensul de a se întoarce spre proiectul lui Corneliu Nimie din 1962, care era proiectul sub incidența filozofiei marxiste, Muzeul Tehnicii Populare, și au abandonat proiectul lui Cornel Bucur, care reforma muzeul din perspectiva antropologiei culturale, nu tehnica, ci omul și comunitatea este cea în interiorul actului de cultură și civilizație. Deci, împotriva unui asemenea complot general, domnul Cidea s-a sculat și au vorbit atât de frumos despre calitățile și meritele timp de 45 de ani ale lui Cornel Bucur, încât și eu și toată sala am rămas paralizat. Ce a urmat după aceea? Am descris în acea carte, am mers atât de departe încât prin voința personală a domnului Cindrea s-a ajuns să fie promovată o non-valoare de o incultură profesională uriașă și de o impostură pe care o concurează doar mercantilismul și arivismul lui social și material, în primul rând, dar omul ăsta a reușit într-un an de zile să distrugă o instituție. Toate documentele sunt în carte. Împotriva a ceea ce s-a întâmplat cu voința Consiliului Județean sub directa îndrumare a domnului Cindrea, am făcut o analogie. Desființarea Muzeului Civilizației Transilvane Astra, deci muzeul Astra pe care l-am reabilitat după desființarea lui de către Stalin în 50, s-a desființat din nou. Desființarea Muzeului Emil Zigheru și mutarea tuturor colecțiilor în pavilionul de la Dumbravă, numai pentru că n-aveau cu ce să umple pavilionul acela, echivalează cu gravitatea împotriva conștiinței, identitatea neamului nostru, cu ce au săvârșit două evenimente politice. Dictatul de la Viena prin Hitler în 1940, care au rupt un teritoriu al României, și desființarea muzeului ăsta din 50 de către comuniștii lui Stalin. Și am spus, astăzi, în ziua de azi, cu oamenii care încă mai trăiesc din cei care au proiectat viitorul acestui muzeu, cu proiectele lăsate de noi spre împlinire, vine cineva și în afara oricărui dialog, că ăsta este fenomenul cel mai grav din societatea noastră. Ruptura de masa cetățenilor s-a produs prin opacitatea celor care se consideră suveran peste destinul nostru și al instituțiilor, rup orice dialog și hotărâs ei cu de la sine putere într-o totală neștiință și incompetență care este destinul neamului, destinul nostru personal și destinul instituțiilor noastre. Ce urmează? Urmează volumul 4.
Războiul pentru ce? De data asta va fi împotriva. Toate cele trei, primele au fost pentru. Acesta va fi războiul împotriva corupției și injustiției. Am trecut 5 ani prin procese, am câștigat la Curtea Constituțională, am câștigat la toate instanțele de fond, am pierdut la curțile de apel, unde sistemul, cu tot ceea ce înseamnă sistem în ziua de azi, a operat în sensul de a schimba soluțiile și rezoluțiile date până atunci, în sensul de a fi înfrântă împotriva tuturor documentelor de dosar, demonstrația care făcea un cetățean că lui i s-au frânt o carieră numai dintr-o voință de orgoliu politic exacerbat, nu mai criticat, te dau afară. Când va apărea? Anul viitor. Anul viitor. La el lucrez. Okay. Eu lucrez în special iar. Spor la muncă, domnul profesor. Mulțumesc pentru întâlnirea cu drag această seară. Pe curând. Luăm o scurtă pauză și revenim. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Ne despărțim aici, nu pentru multă vreme, mâine vom reveni, ne vom întâlni cu prietenii de la Cenaclu de la Păltiniș și o întâlnire cu profesorul universitar dr. Dan Sabău. La revedere, pe curând!